Claudiu Melec s-a întors fără medalie din Turcia. Singurul sportiv din județul Sălaș, prezent la campionatul balcanic de atletism, rezervat categoriei de vârstă juniori, s-a clasat pe un modest loc 6. Ediția din acest an a campionatelor balcanice de atletism rezervate categoriei de vârstă juniori a fost găzduită sâmbătă și duminică de localitatea Bolu din Turcia. Ajunsă cu doar câteva ore înainte de debutul competiției, delegația României a avut o evoluție destul de bună și a încheiat ediția din acest an pe locul al doilea în clasamentul pe echipe, prima poziție revenind reprezentativei țării gazdă, Turcia. Singurul reprezentant al județului Sălaj la Balcaniada din Turcia, alergătorul Claudiu Meleg, de la Liceul Sportiv Avram Iancu Zalău, nu a reușit să aibă o evoluție la nivelul așteptărilor și a terminat pe locul 6 cursa de 5.000 de metri cu o performanță modestă de 16 minute, 46 de secunde și 47 de sutimi. În ciuda performanței modeste, Claudiu Meleg a adus 3 puncte delegației țării noastre și a reușit să-și aducă și el contribuția la clasarea echipei României pe poziția secundă în clasamentul pe echipe.